Delia era puțin nemulțumită de ceea ce a spus mătușa lui Daddy Shingală, și anume faptul că ar fi ceva între ea și Daddy, niște gesturi care nu-i mai plac mătușii. Doamna Daniela o sfătuia să discute și să lămurească aceste lucruri, să le clarifice, pentru că este foarte important. Delia spunea că depinde ce vrea să înțeleagă fiecare, acolo în casă se interpretează lucrurile, fiecare cum vrea să înțeleagă. Spunea că ei nu i s-a părut nimic deplasat că Daddy și-a cumpărat niște bomboane. Mai dădea exemplu faptul că a fost cu Albert la munte, el nu a avut carduri și i-a oferit cardul ei ca să-și cumpere ceea ce îi trebuia, și zicea Delia cum Albert ce-ar fi trebuit să interpreteze greșit gestul acela. Doamna Daniela îi spunea că tocmai asta e problema, că generația tânără aceste gesturi nu le consideră a fi așa importante, însă generația mătușii lui Dediș le interpretează altfel gesturile acestea și trebuie lămurite lucrurile. Delia spunea că ea este împăcată cu ea, știe că nu a făcut nimic greșit și asta este cel mai important.